Vreau să vă spun un singur lucru, dacă este careva dintre voi, dintre candidați, cărora vi s-a perceput sume de bani pentru a interveni pe lângă examinator, vă rog să-mi spuneți. Vreau să vă spun un singur lucru. Un candidat care a fost declarat admis sau va fi declarat admis, va fi declarat doar pe pregătirea lui, pe deprinderele lui și pe merit, nu pe banii care vi s-au perceput să ni se dea nouă, iar un candidat care a fost declarat respins și va fi declarat respins, va fi declarat pe lipsa de pregătire, pe lipsa de responsabilitate a unor instructori în a-și face activitatea de pregătire și nu pe faptul că examinatorul este un om rău și n-a vrut să ia banii voștri. Ați înțeles? Vreau să vă spun un singur lucru. Pregătirea candidaților este la fel ca și în anii trecuți. Diferența este modul de examinare. Da? Dacă înainte când se lua șpagă erau mai mulți admiși, e acum situația s-a schimbat. Așa se explică promovabilitatea scăzută. Nu pentru faptul că vă dau un traseu mai complicat, nu pentru faptul că examinatorul nu ia bani. Ați înțeles? Iar în legătură cu pregătirea pe poliție rutieră, vreau să vă întreb, domnilor instructori, câți din ceilalți examinatori au lucrat în poliție rutieră? A fost vreunul? Vă spun eu, niciunul. Da? Un examinator, înainte de a fi atestat, urmează un curs, dă un examen. Asta nu se explică că trebuie neapărat o experiență de poliție rutieră. Dacă tot vorbim de poliție rutieră, vreau să vă spun, am 12 ani de poliție rutieră. Am cules de pe jos morți mai mult decât ați văzut dumneavoastră la un loc. La mine cine nu știe să conducă nu ia permisul. Să fie clar. Da? Să fie clar. La fel și colegii mei. Cine nu știe să conducă nu ia permisul. Eu m-am săturat să culeg morți de pe stradă.